Alexandru Firman, cum vi s-a făcut acest concurs? Concursul a fost așa cum trebuie să fie un concurs. Au fost întrebări variate. Cred că doamnele din comisie au atins toate punctele, inclusiv legislație, probleme de management, probleme financiare, probleme de personal. Deci eu consider un concurs fair. Care credeți că sunt în acest moment șansele dumneavoastră de a obține nota minimă, cel puțin? Ținând cont că data trecută am obținut 8, sper să mă încadrez tot pe acolo. Dar vom vedea, depinde de standardele dumnealor și cum notează și proiectul și prezentarea. Știu că la unele întrebări am răspuns mai bine, la altele mai puțin bine, dar... Care vi s-a părut cea mai grea întrebare? Întotdeauna cele mai grele întrebări sunt cele legate de personal. Pentru că e un spital mare, e o unitate mare, sunt 1500 de oameni, nu sunt probleme cu personalul, dar sunt foarte mulți oameni, fiecare cu gândurile lui, cu cariera lui, cu agenda lui, cu interesele lor. Da. Înțeles. Dacă veți fi promovat, care e primul lucru pe care îl veți face ca manager al spitalului județean Neamț? Încă o întrebare dificilă. Printre primele lucruri, bineînțeles, trebuie să-mi formez echipa, ei se vor face concursul pentru comitetul director. Se va discuta reabilitarea secției ATI și renovarea acestei, inclusiv voi vedea ce se întâmplă cu spitalul modular de la Fundația Dăruiește Viața. Și dacă aș veni mâine, să zic, m-aș asigura că pe perioada sărbătorilor să avem tot ce trebuie, rețelele să funcționeze, adică să fie medicamente, să fie absolut tot ce trebuie pentru a trece perioada de sărbători cum trebuie. Care din cele 5 obiective pe care vi le-ați propus ca viitor manager, care considerați noastră că este urgent și cel mai important? Vă dați seama că dacă le-am trecut acolo, toate sunt importante din punctul meu de vedere. Sunt unele care se pot fi implementate foarte repede și sunt unele care, cum ar fi un proiect de spital nou sau o renovare a unei secții, vor dura ceva timp și va trebui o colaborare cu Consiliul Județean, cu Ministerul Sănătății. Urgente sunt toate. Orice putem face acum pentru spital, pentru locuitorii din Piatra Neamț, este foarte bun.